Bună ziua, prieteni! Stimați concetățeni, situația din zona de securitate a Republicii Moldova este profund îngrijorătoare, fapt asupra căruia am atras atenția în repetate rânduri. Autoritățile separatiste de la Tiraspol au instalat posturi ilegale în jurul localităților aflate sub jurisdicția autorităților constituționale, platoul Cocieri, localitățile din suburbia Bender, Varnița și raionul Căușeni. Mai mult decât atât, administrația separatistă și-a delimitat teritoriul prin trasarea unei pretinse frontiere de stat și a instituit controlul asupra fluxurilor de persoane, transport și mărfuri ce se deplasează în și din regiune. Aceste acțiuni au creat diverse incomodități cetățenilor, cărora li se încalcă dreptul la libera circulație, li se blochează accesul la instituții, inclusiv medicale, și care sunt umiliți sistematic. Veteranii conflictului de la Nistru au fost și ei profund indignați de aceste evenimente. În plus, instalarea acestor posturi ilegale are o valoare simbolică, demonstrând atitudinea autorităților separatiste față de suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, consfințită chiar prin articolul 1 din Constituție. Astfel, neglijând caracterul profund destabilizator al situației și escaladarea ei continuă de către autoritățile separatiste, care, văzând absența reacției structurilor oficiale ale Republicii Moldova, își continuă acțiunile ilegale. Grigore Filipov, președintele Raionului Dubăsari, a făcut declarații deplasate că nu își poate asuma responsabilitate pentru ceea ce fac autoritățile de la Tiraspol și că aceste acțiuni ar fi urmare unei înțelegeri dintre Igor Dodon și Vadim Krasnoselski. Dat fiind faptul că acceptarea acestei situații de către instituțiile statului este inadmisibilă, Platforma Demnitate și Adevăr a cerut, printr-un demers oficial, convocarea de urgență a unei ședințe de guvern, în cadrul căreia să fie analizată această problemă. În contextul în care ședința proiectată a Consiliului Suprem de Securitate a fost anulată, considerăm că acest subiect trebuie să fie analizat în cadrul unei ședințe a Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Faptele enumerate țin de competențele acestei comisii, iar neglijarea lor înseamnă, în fapt, neglijarea de către membrii comisiei a unei amenințări directe la adresa Securității Naționale. Pentru ca membrii Comisiei să se familiarizeze cu starea de lucruri la fața locului, solicităm desfășurarea acestei ședințe în localitatea Cocieri din stânga Nistrului. Din aceste considerente, fracțiunea parlamentară Platforma Demnitate și Adevăr cere convocarea de urgență a ședinței Comisiei în una din zilele săptămânii viitoare, în localitatea Cocieri din stânga Nistrului, la care să fie invitați reprezentanții Guvernului, primarii și consilierii din localitățile vizate, precum și veteranii conflictului de la Nistru, pentru a se documenta detaliat cu privire la starea reală a lucrurilor, a analiza factorii, destructivi ce duc la tensionarea situației în zona de securitate și a identifica soluții ce să restabilească liniștea și pacea în regiune. Un demers oficial a fost depus astăzi și pe numele domnului Jizdan, președinte acestei comisii. Așa cum am spus, situația rămâne în continuare tensionată și se cer luări de atitudine prompte și responsabile. Din anumite informații, cunoaștem că săptămâna viitoare ar putea avea loc o întâlnire între domnul Dodon și Krasnoselski. Bănuiesc că vor discuta și despre ridicarea unor posturi din zona de securitate. De altfel, în conformitate cu alte informații obținute, se presupune că autoritățile transnistrene vor înlocui, de fapt, cadrele militare, grăinicerii, cu milițieni. În definitiv, ceea ce au reușit autoritățile noastre a fost ca, împreună discutând cu cei de la Tiraspol, să lichideze sau să anuleze câteva posturi mobile. Din cele staționare nici nu este vorbă. De asemenea, cunoaștem că în contextul înrăutățirii situației în regiune,
Problema transnistreană a fost discutată pe 7 iulie anul curent în cadrul unei întrevederi a ambasadorului Republicii Moldova la Moscova, Andrei Neguță, cu ambasadorul cu misiuni speciale al Ministerului Afacerilor Externe rus, Vitalii Trepițin. Acesta cunoaște limba română, de asemenea este familiarizat și cu dosarul transnistrean. Recent a fost desemnat reprezentant special al Federației Ruse pentru reglementarea conflictului transnistrean în formatul de negocieri 5+2. Eu sunt convins că obligațiunea noastră este de a lua atitudine de fiecare dată atunci când sunt încălcate drepturile cetățene din această zonă. Și desigur că să stigmatizăm orice încercare a structurilor de stat de a acționa obscur în complicitate cu structurile separatiste din regiunea transnistreană. Vă mulțumesc! O zi reușită tuturor!